Panică la primele ore ale dimineții în zona de nord a orașului, unde mai mulți locatari au constatat cum iese fum dintr-un imobil situat după podul cu lanțuri pe Calea Moldovei. Au fost anunțați pompierii militari de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, care au intervenit cu două autospeciale de lucru. A ajuns la fața locului și o mașină Smurt pentru transportul eventualelor victime, dar și o echipă de poliție. Locuitorii casei au fost evacuați, iar reprezentanții EON au întrerupt furnizarea cu energie electrică în zonă. În această dimineață, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maior Constantin Enea județului Bacău a fost anunțat despre producerea unui incendiu pe Calea Moldovei la un imobil tip P+2. Garda de intervenție a detașamentului Bacău s-a deplasat la locul intervenției cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă și autoscară mecanică. La sosirea gărzii de intervenție s-a constatat că incendiul se manifesta în interiorul unei camere de locuit și se extinsese și la acoperiș. Pompierii au localizat incendiul la ultimul etaj al imobilului, într-o cameră locuită. S-a intervenit cu scara mecanică, dar și cu apă și spumă, iar după aproape jumătate de oră focul a fost lichidat în limitele găsite. Flăcările nu s-au extins, însă fumul gros a degradat tot nivelul clădirii, mobilierul, pereții și bunurile din interior. Din primele verificări s-a stabilit că o cauză probabilă a incendiului a fost lumânarea aprinsă, lăsată nesupravegheată, în dreptul unor materiale combustibile.